Bă, dar pe multă putu crește. Multă putu crește. Incredibil. Ai de capul meu de anul trecut cât o crescut, mă, omule, mă. Cum arată apa, vezi? Vai de zilele mele, dar mult o crescut, mă. Mult, acolo se vedea școala. Mi-a zis doamna aia de acolo, că mi-a scris în comentarii, că acolo nu era școală. Băi, omule, cât a crescut apa. Incredibil. Mamă, ce înaltă e. Așa-i? Păi nu. Foarte fain. Și uite aici. Exact cum avem noi. Stai că mă uit să nu cal să mă duc, de mă duc până în pivniță jos, mă duc cu tătul meu. Hai, hai. Vezi? Sârmile astea pe aici. Uite, acolo a fost cuptorul. Foarte bun. Are proprietatea de a distruge, desfăcuri sacul, da. De a distruge pietrile la rinichi. Uite, florile? Da, stai așa. Ai văzut? Da. Polen de brad. Vezi calul ăla de acolo, Ani? Da, de ăla ziceam. Ăla e de pus covata. Au, ce faine când un cuc. Dar e mare, e imens. Ăsta e lacul de acumulare, artificial geamănă. Vezi cât e de mare? E imens. E imens. Și mai are și în partea alaltă pe acolo. Și uite, de unde venim noi? Masivul Muntele Mare în față. Și în partea aia, chiar acolo, e cariera de la Roșia. Asta de aici, uite, ca să-ți dai seama, acolo nu e o șură, vezi? Da. Și drumul ăsta, pe acolo, unii pe partea altă, pe acolo, merg pe acolo roată, invers, știi? Uh-huh. Asta ce ca o, ca o insuliță, o peninsulă, care e loc de intrare, știi? Da, da, da. Au, ce sunet avea. Ce liniște, și au văzut cu sărire. No, și un pic mai încolo, aici era, jos era satul. E o vale, știi? Normal era o vale și de jur împrejur erau numai case, până acolo din sus. Mai sunt pe net poze de alea vechi, vechi, știi? Da. Da. Și acolo, chiar în partea aia, era în mijlocul satului, unde e și biserica, care se mai vede numai tu la un pic din ea, știi? Chiar am văzut acum vreo 200. Nu, vezi, nu știu, nu știu unde pornesc azi, deci știam să pui drona măcar. S-a apucat neîncărcată, asta nu că până târziu am stat pe la cu treburi. Nu, n-o las că mai filmez o altă dată cu drona. Și acolo imaginea, la baraj, în partea aia. Uh-huh. Am zis că să ieșim și noi un pic în natură, să vedem ce mai putem găsi azi. Ce minunație. Da. Filiceală. Nu știam ce se aude. Nu, hai să mergem mai departe. No, asta e casa, aia care am filmat-o eu am acolo pe canal, știi? Uh-huh. Asta e un clip cu ea. Și șura deja e, e îngropată în apă. O să vedeți imediat. Dar uite-te, pe aici aveau drum de ieșau. De aici, vezi? Da. Uite ce mai rămas din. Meri, dar să vă meri, vezi? Uite, acum sunt floriți aici. Și au flori. Da. Nu, ce zici? Un pârâiaș frumos. Vezi cum arată casa? Mi-a scris o doamnă care a zis că ea părințul, mi se pare, nu mai rețin exact. A văzut filmarea. Mă, ce tu să nu ptiești pe acolo, Dana. Ăsta e târnațul, vezi? Da. Târnațul cu veranda, cum se spune pe la noi. Și aici erau camerile. Uite-te, vezi? Mamă, ce înaltă e. Așa-i?
Păi nu, că aici știi care a fost? Da. A fost pod, știi? Podul s-a scos, cred că. Dar nicuierul acolo, uite-te. Deci aici era cameră. Da, aici era camera, era șciucătura sus. Dar să vede că a fost tăiate, vezi? De acolo. Și ușa acolo jos. Strujacul, ni, îl vezi? Strujacul de paie. Păi ăla eram pus într-un lădoi. Sau într-un pat de la ce se trage, știi? Noi lădoi îl numeam pe aici. A, da? Da. Dar să văd paiele, vezi? Da. Dar o să merg și pe jos să vezi. Sunt cele care aici, de numai nu. Mamă, uite și geamurile mai sunt. Da, nu, din păcate eu plecat. Nu m-a stiu la picioare să nu calci în cuie. Ai mai calcat ora trecută în ce Dumnezeu? În spin. În spin, da. Și aici o fi altă cameră, vezi? Uite și bunda. No, ăsta e lădoi din față, vezi? Ăla, nu? Da, și ăla se trage. Uite aici a avut, ăsta a fost mai mult de jos, a fost beciu. Îmi dau seama cum a fost lipit, uite-te cum se văd mâinile acolo. O să filmă și de jos. Da, 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 cum se vadă. Cu mâna, cu pământ. Da. Uite ăla ni de acolo, ni, îl vezi? Ăla e leagăn pentru copții. Care? Leagăn, țarc pentru copții. Ăla de acolo? Da, când erau copții răi, îi băgau acolo și închideau în ăla. Hei, na. Cum îi zice ăla de ții copții în el? Uite, ca un țarc. Pătuțul ăla. Pătuț, pătuț, țarc. No, noi țarc, îi zice, sunt cum barnii ăla, sunt țarc. Uite un din ăla. Ce? Mai? Mai. Da, da, da. Vezi dar e mic. Le înveț. Da. Bine, că eu am crescut cu ele, le știu, știi? Da. De-aia zic. Și uite-te la tencuială, vezi? Înainte să băteau lemne din alea, lețușoare de alea și eu am crăpat. Așa a făcut așa noastră casă. Da? Da. Mergea după lemne de alun, primăvara, și avea implantat un cuțit. Ascuțit, ca un fel de cuțit. Îl crăpai un pic și după aia îl trăjai. Știi? Și crăpai lețul în două. După aia aveau prins așa pe tavan, ca să poți te încui. Și pe perete, și pe perete se observă. Așa se folosește și la lut, știi? Ca să stea mai bine, să se prindă. Îi dă întărire, știi? Sau să mai prindeau nuielușe din asta, din răchită. Iară. Depinde de zonă. Care cum ce aveau. Uite, ne-am urcat și în pod. Să vedem cum arată podul. Vezi asta deasupra capului tău? Asta e încuietoarea la ușă, vezi? Făcută, da. Lucrată manual, da, atât bine. Foarte fain. Și uite aici, exact cum avem noi. Stai că mă uit să nu ca să mă ducă, mă duc până în pivniță jos, mă duc cu tătul meu. Vezi, sârmile astea pe aici. Aici agățau slănina și l-a fumat. Se vede cum au fumat. Vinea cu fumul în pod direct și uite-te cum i-a fumat tot bine pe aici, vezi? Da. Și să păstra slănina, dar avea mult pe aici, ne și cârnațe și un altă. Păcat, păcat. Vezi? Au muncit aici o grămadă și... Deci, uite asta de la ceva... Dulăpiori de la vechi. E sertar. Sertar, da, da, da. De-aia zic. Vezi ce faină-i? Super. Și apoi aici am crezut să stă felul cum a lăsat lumea pe aici, tăte minunile. De-aia s-a mă lăsat și-o plecat. Asta nu știu ce cutiuță mică. Uite și rame de albine sunt. Pentru albine, pentru stupi. Și tăfelul. Acolo e un cuib de ceva. Eu mări un pic lumina din cameră să văd, să pot observa. Opa. Mă duc pe tăpă grinzele astea ca să nu se rupă, știi, să mă duc jos. Uite și aici plouă, mă, omule, mă. Și vezi cum își ținea tătienii. Furci, greble pe aici, tăfelul în pod. Au afumat multă carne aici. Da, vezi câte de alea sunt. Da, sunt multe și uite cât fum e pe astea. Îmi frică să mă pasă, nu mă duc până jos, ca pe să vezi ce. Hai de capul meu. Dacă nu mai văd că nu-i beg nici aici.
Ce faci, mă? Nu s-a putut să-i pot și el, vezi? Ai ratat piricioară. Grijă numai la picioare, spuse la cuie. Cuile sunt mai periculoase, sunt ruginite, sunt mai periculoase ca și spini, știi? Când ai prins ieri. Pentru că te infectezi foarte tare. La spini iasă, n-ai nicio treabă, în câteva zile. În câteva zile e gata. Aici e locul de cocină. Vezi? Aici a avut cocinile. N-am treabă, că eu le văd. Eu și cocini închiși le văd. Că le sunt. Și uite, Dan. Șura. O vezi? Mamă, dar au crescut apa. Ai de capul meu de anul trecut cât o crescut, mă, omule, mă. Cum arată apa, vezi? Vai de zilele mele, dar mult o crescut, mă. Mult, acolo se vedea școala. Mi-a zis doamna aia de acolo, că mi-a scris în comentarii, că acolo nu era școală. Băi, omule, cât o crescut apa. Incredibil. Nu. De capul meu. Frumoasă casa au avut aici. Îți dai seama cât a crescut? Și în jos, uite, să văd meri pe acolo, să văd una alta. Cine știe câte case sunt îngropate aici? Știi ce mi-e milă de când îi văd înfloriți așa? Da. Când îi văd înfloriți. A. Și văd apa aia. Da, îți dai seama. Liliac. Ia liliac, uite-te. Doamne, dar frumoasă a fost asta. Da, faină, mare. Vezi? Păcat. Păcat de ele. Dar ce sunete aveai aici, vezi? Și ce liniște și... Nu, uite-te, aici a fost bucătăria. Da. S-o strica atâta, vezi? Păcat, nu, păcat de ele. Și o toporâște de casă aici jos. Nici ce mic era. Ce? Tu l-ai ruptă, săraca. Ce fac mă acolo, mă? Da, pe râu, pe lângă casă, da. Pârâiașul. Ce? A, mă rog, da. Dar ce fain e florit, e plin de flori, vezi? Da, ăsta e coteț, da. Și acolo anii a fost cuptorul. De băgai din... Stai că mă dădeu aici între copaci. Băgai din casă pâinea, știi? Acolo? Da, da. Cuptorul a fost pe vatra asta ni-i făcut, aici unde-i lemnile astea. Vezi? Uite, acolo a fost cuptorul. Noni, la noi ce faci? O avut de lucru, da. Uite ce mer frumos a avut aici. Mari, imens. Foarte fain. No, mă, dar ce faci, mă? Da, păi îți dai seama că crește apa, nu mai pot face nica, nu mai... Păcat de ale, da. No, nu știu, cine știe unde-o fi oameni de aici? Poate nici nu mai trăiesc, numai copiii lor. Da. Dar mă capă că mă sună, știi, și face, nu, că n-ai putut veni să-ți dau, când dădea cheia și să filmăm și înăuntru și de alea. Apa zis că numai dacă mai trec prin zone, că nu, dacă nu. Vezi cât teren aveau pe aici, ce frumos era. Da, porțiunea acolo, Doamne, e superb acolo. Da, pe aici. O micuță casă, mamă, ziduri de piatră frumoase. Uite, aici e beciu, îmi dau seama că e beciu pentru că are o gaură de vizitare. Tare, foarte fain.
Ce a zis Dana? Unde? Aici? Găinarile. A, da? Da, da, da. Uite, nu mai umbra nimeni la ele. Aici țineam omul găini. A. Vezi? Sucasă. Ce frumos, uite. Mi-am pierdut papucii. Trebuia să pierd și ce-ai pierdut? Ți-ai pierdut papucii. Unde? Ia. Yeah. Trebuia să pierzi și astea. Cine știe de când îi... Uite, și aici avea un loc de depozitare, vezi, depozitată felul de minuni. Uite, și medicamente. Veci. Din 2003 asta. Aici. A, ăla e pentru copii, e feralgan. Da, e feralgan. Am zis bine, nu? Cred că e. Hai, ce fain e. Cu terasă, fain, nișa asta. Da, și acolo să vezi, are pistol. Unde? Da, păi ce spuseai că din casă, ăsta e din casă cuptorul, vezi? Modelul ăsta în zona asta, atât așa a fost făcut, vezi? Uite ce frumos e. E închisă, nu putem intra. Uite și aici e fântâna. E curios dacă e adâncă, cât e de adâncă fântâna. A, mamă, că e cu apă în ea. E cu apă în ea. Uite ce pește mare. A crescut feriga. Da. De că are apă. Da, pe de aici duceau și apă, dar la... De aici avea, duceau apă la animale sau la... pentru casă, știi? Dar trebuie să vedeți ceva cu vitele pe aici, că vă durmă. Dar mai sunt vite pe aici. Mai sunt care au, mai multe. Uite că a avut și curentul pe care aveți. Da. Da. Și aici e ca un fel de... ca un fel de bucătărie jos, știi? Da, uite și asta, tot bine a fost, uite, cu pământ ăsta de lut, vezi? În amestec cu nisip. Eu m-am uitat pe aici, uite, da, ușa, da, de la cuptor. Uai, că nu văd nici aici. Dacă bași capul un pic mai înăuntru, vezi? Da, am văzut, am văzut. Că eu nu vedeam. Frumoasă. Păcat de ele, vezi, dacă nu mai... cine știe acu ei și... nu au mai fost pe aici. Da, da, așa a stat. Mare și uite, și asta e făcută frumos. Și geamuri de alea vechi, vezi? Te-au și perdelele la geamuri. Da. Tot. Vezi calul ăla de acolo, Ani? Da, de ăla ziceam. Ăla e de pus covata. Și cred că o are. Cred că o are acolo jos covata, vezi? Mm-hmm. Soba. Da. Sobă. Și uite, pe acolo e gura la cuptor, vezi? Ușița aia. Da, da, da. Deci avea cuptorul făcut din casă. În sfârșit am știut și eu ceva. Da. Ai văzut? De-aia zic. Mamă, doamne. Uite-te. Da, pietrele astea le așezau așa una peste alta, fără să mai bage nimic între ele. Care? Astea la ziduri? Da. Pământ. Băgau pământ. Păi făceau, da, nisip cu argilă. Și aici ai beciul. Dar am văzut la unele piatră peste piatră și nu se vedea nimic între ele, știi? De-aia te-am întrebat. Da, se mai poate și așa face. Și fără? Da. Și aici ai beciu, în partea asta. Faină. Așa-i? Da. Îți place, nu? Da. Nu contează că ajungi greu. Da. Aici, când te vezi aici, uiți că drumul a fost greu. Așa-i, așa-i. Mușchi de tot, e tot ce vrei. Liniște și pace. Doar păsărele. Hai, firiceală, hai. Ești cu limba de-o târăi după tine. Ți-am mai spus că dai în pământ și te-am plâns să te răstorni după aceea. Așa-i? Uite, și aici. Da, e super. Să-l aducem și pe Marius. A, las că vinim. E săracul a ratat. Ratat excursia. Da. Asta e serviciu. Păi da. Ai, uite, așa e, ce cât e fain. Mai ales acum, în perioada asta, când începe vegetația.
în zonele astea. Nu mă gândeam să ajungem așa în pădure de brad. Nu? Nu. Uite, o știi și pe asta. Catifelată, frumoasă. Da, ai descris-o tu, că e frunza catifelată. Da. Că e alberină. Ciuboțică. Ciuboțica cucului, da, ce-am văzut, da, mai devreme. Da. Uite floarea. Care a trecut. Da, a trecut din păcate. Și asta e foarte bun, un cicatrizant foarte bun. S-au dus? Pa. Da, s-au dus. Ama începe molidul să facă muguri de loc. Că pe face sirop de molid, de muguri de brad. Vin mugurii, muguri, conuri. N-am înțeles. Da, păi crezi, dacă nu mai cosește nimeni. Hai că da-te o cale și o traversa pe aici încolo acum. Și mai are la pădurea de fag. Sigur, așa e? Da. E casa lor aici. Ce faină. Super fain. Uite mugurașii, vezi? Sunt, da, sunt care foamea repede, sunt care foamea târziu. Ăștia pentru plămâni sunt foarte, foarte buni. Numai unii se strânge ăștia, vai de capul meu. Îți rogi moartea. Eu? Să strângi un kil. Am făcut proba la siropul tău de muguri de brad. Și mi-a calmat ușa în niciun minut. Să-l faci și cum iar de albine și mai bun. Da. E super. Dar știi, dacă n-ai albine, asta e. Băi, omule, două borcane de miere mi-au, încredem. Două borcane de alea. Deci cu albine în curte. Și fetele tale așteaptă să le Așteaptă și na, ho. Oh. No, las, că da, de-or face anul ăsta așa. Doamne, pe... ajută. Uite, aia nu e rășină acolo? Unde? La ăsta în față? Ba, da, dar e mică, nu-i multă. Da. Da. Aia e fericeală, aia. Și cum e? Vezi că vând și eu, vinde și maica mea. Nu ne sincronizăm, eu știu, da, că mai am. Ioi! Da, da. Hai că te umplu, pătico. Bravo. Și în gură, sori. Na, fericeală, fain. Faină lucră. Hai că nu mai mergem jos, dar mai pe cinci colo, nu coborâm. Mai stăm aici încă. Da. Ah, urmă de căprioară, nimic, e mic. Fain. Ce-ai văzut? Urmă de căprioară, vezi? Dar ce mică e! Păi dați fugoci! Ocheri! Rășină? Da! Păi ți-am cules eu! Avem clip acolo pe canal despre rășină. Cred că sună sau două, nici nu mai știu câte clipuri am pe acolo. Iară ieși rămân zonă faină. Super! Și am părăsit pădurea de brad. Am părăsit pădurea și... mai pădure de fag. Când noi căutăm o... ce mai cauți? Nu știu ce mai vede. Ursul, Dana, ursul! Cum să fie rășina aia, Dana? Nu, nu-i rășină. Ba da! Ia să văd. Uite-o! Aia rășină? Nu? Nu-i rășină. Ba da! Așa zici? Asta? Oare? Aia adică e rășină, serios? Rășină, rășină, cum să... Iupi, e! Stai să văd încearcă. Nu. Nu. Vezi? Asta e minunata rășină.
Uite-te, asta e un pic mai veche. Că e mai închisă la culoare, da, e mai închisă la culoare, dar e bună, nu e nicio problemă. Și asta de aici? Și aia rășină și acolo. Vreau să o poți și rupe, dacă vrei. No, asta e foarte bună pentru plămâni. Mama, se murdară pe mâini, că am căzut acolo. N-are nică, lasă, că și eu-s murdar. Dar o spel când înainte de băga în borcan. Stai liniștită. Eu o mai spel, dacă pui alcoolul ăla pe ea, se duce și mama lui. Da, de o spel un pic, așa, nu nicio. Stai să feri, să curea, să nu ne dăm una. Nu. Și asta e minunata rășină de brad. Nu vezi? Ce se întâmplă? Când bradul e lovit de ceva, vine porcul cu ăsta cu colță, dă în el, îl spintecă și automat seva lui curge. Începe să curge, se acopere rana. Și un cicatrizant atât pentru pom, cât și pentru noi, foarte, foarte puternic. Vezi ceva miroase? Hai, super! Și asta e foarte bună, multă lume ai văzut acolo, mai ales pe TikTok, au zis că e cadință. Îți cadință dacă îți intră cuva în care, dacă se bagă într-o care, știi? Dacă îndiți așa, nu se întâmplă absolut nimica. Multă lume mă confundă cu tămâia. Da, tămâia e altceva, tot rășină îi, dar nu poți pune de asta în candelă, pentru că dacă nu-i pui esență din arborul bosuela, știi? Din arborul ăla, din, mi se pare că în Orientul Mijlociu se face în manzonile alea, n-ai cum să-l, nu poți pune încă de alință, că te arăți miroase a brad. Știi? Nu-ți mai miroase, da, a tămâie. Știi că la noi lumea când se duce la tămâiat cu din asta face. Vin oameni cu asta la cornet, o vând, și mama aia când era mici cumpăra nu din știu, asta. Eu vorbesc de zona mea, nu știu de zona voastră, pune, știi? Poate la voi se spune, de, știi? Eu zic de se zona pune, noastră. Nu știu. Și dă foc și mergea la tămâiat cu ea. Ei îi spun tot tămâie. Că, no, nu știu ce să zic. No, bași brișca pe aici, ani. Asta e foarte bună, în special pentru bolile de plămâni. Cancer de gât, cancer la plămâni. Numai să nu-ți împlângi brișca în mână, să ai grijă. Deci sperăm. E foarte bună. Are proprietatea de a distruge, desfăcuși sacul, da. De a distruge pietrile la rinichi. E clip acolo pe canal, cum a făcut tinctura. Dar de acum încolo eu folosesc la tinturi, folosesc țuică de casă, nu asta mai bag. Nimeni. Aia nu, aia coaja. Tot așa bagă brișca un pic, așa forțează. Cu vârful, știi? Nu băga mâna aia la altă. Ai grijă că scapă cumva și ți-o împlânț în mână. Și... Adică, cred că trebuie să iei tu, că nu pot. Nu în intră. Răceală, e foarte bună. Au, mamă. Îți spuse că vezi? Îți scapă aia și ți-o împlânț în mână. Că după aia să vezi uituri pe aici, pe pădure. E foarte bună și pentru răceala asta. Mai ales pentru dureri de gât, pentru amigdalite. Ți-a spus că maica mea, încetuț, de exemplu, poți pune aici jos sacul, știi că vezi că scură. Și atunci e o șmecherie, știi? Cine știe, știe. Cine ia, nu, să nu mai, da, că e păcat să oprezi, nu, căptică. Și să vezi ce faci pe mâini, acum. Da, mai tare te faci. Dar nu mai și tot ea nu, că nu ia rășină, că nu știu ce, că... Nu, no, treaba ta. Când au văzut că nu mai poate, am zis că nu ia două guri de astea. Wow. Cum miroase, da, doamne. Da, păi nu poți, nu, no, are un miros super, super. Numai să nu-mi ai grijă. Deci e foarte puternică, nu altceva. Aia coșă, nu dai pace, că e bună, dar o mai alegi, știi, o mai alegi. Oricum pun cu cărbune din ăla, știi? Da, și pentru dureri de gât, pentru... Da, ia uite. Amigdala, aia e nouă, aia asta proaspătă, e da. Ia uite, e moale. Da. Ia uite de unde curge. De acolo, de sus, vezi? Mai are picături și mai sus. Da, păi el nou. Oho! Deci un pic, sus, vine o pasăre și dă un pic cu ciocul acolo și imediat. Când văd la tine pe clip, pare atât de ușor, nu pot, adi asta chiar nu. Nu pot. Stai că te ajut eu. O, vezi că putuși. N-are nică, că nu se prinde de ea nică. Nu, n-are treabă. E tare, știi? Cam atât, nu? Cam atât. Mai puteam recolta dacă se cure de aici, nu un pic. Și de aici se mai poate recolta, da. Uite-te, pe săcure, am numai rășină. Trans cu o curăț, n-am mai curățat-o. Cât am curățat, că e tare, știi, și cu brișca nu mai poți să da, curești. Apoi dai un pic cu săcure, nu se întâmplă nică, că el rămâne așa acolo. Ce moare e asta. Hai, poate mai găsesc da. Pe vreunul. Da, ori de aia sălbatică e. Foarte frumoasă. Și încă una e crește aici, ani. Ce mai căpătajeară?
Da? La bun. Uite, aici am găsit una de culoare gălbuie și asta e faină. Ai găsit de albele? Da, da. Vezi? Nu, astea, știi ce-s astea? Uite, florile? Da, stai așa. Ai văzut? Da. Polen de brad. Astea sunt florile de brad masculine. Nu știu cum să mă dau eu să filmez în soare. Ține de așa. Dă-o aici la soare. Mamă, ce frumoasă e, vezi, roz. Frumos. Dă-te jos la soare. Că bate umbra și nu se vede bine. Vezi ce fain e? Superb. Nu, așa arată o floare. Uite-te. Vezi? Și astea se produc polenul. Bine, oricum mâna mea miroase acolo, nu mai are rușină. Bag-o în gură. Vezi ce suc bun are. Și polenul, ce gust bun are. Mamă, are gust de brad. Da, dar sunt polenul. Nu. Îți rămâne pe limbă ceva. Da. Niște, ca niște grăuncioare micuțe, așa. Ăla e polenul. Da? Da. Eu am înghițit-o. Nu contează. Mie nu-mi place astea. Solzișorii ăștia, știi? A, am păpat-o toată. Nu, nimic. Nici n-am întrebat. Poți să mănânc, să nu mănânc? Dar e bună, cum să nu? Doamne, fel de la brad. N-are bine, poți să mănânci bradul cu tătul, bagi în casă, îl mânci. Cum ar fi să iei brad, să-l împodobești și până să pui globul, ai mâncat brad. Da, deci așa arată florile masculine. N-am văzut. Da, și? Nu cred că am mai văzut. Conurile o să crească în jos, știi? Ar trebui să vedem și conuri, dar nu le-am observat încă. Mamă, dar cât e. Uite și aici. Aoleu, cât polen e. Da, sunt plini. Uite-te. Vezi? Superbe. Hai că la pin am văzut prima cună. Da? Da, păi nu, poate nu le are, ci poate le ai mai pe vârf. A, da? Da. Că astea sunt florile, vezi? Astea au polen, nu e cât polen au. Haide, că au nici ce mă făcui pe mână. Ce gust bun are. Da? Foarte bun e. Nu am un con aici de anul trecut ăsta. Aha. Da. Dar nu vedea anul ăsta de azi. Nu văzui până acum. Uite și aici cât sunt. Nu, de jos nu se vrea ea. Lea de sus de aici ni se. Uite ce frumos e acolo. Asta? Da, da, da. Stai că... Să te dau lumină, că n-am lumină. Deci astea sunt făcute de ciocănitoare, vezi? Da. De-a face. E arborul bolnav, aici avem rășină proaspătă, uite, care s-a solidificat. Amândoi creanga și a căzut rășina. Și-am și văzut-o. Da, uite câte rășină are pe aici. Uite în sus. Ți-am zis că e plin. Stai că nu se vede bine. Uite așa, e veche. Vezi? Da. E multă, multă, multă. Și uite aici ai o gaură făcută recent, din care cură încă. Și atâta cură până când aproape se umple gaura aia. Ia, uite, vezi-o? Uite a, aici. Da. Uite, orhidee galbenă. Ce frumos. Păi că mă puse pe un bondar, doamne, fere. Mă, te gândi că ce s-auge sub mine, mă, te bârâie sub mine. Am chiar pus, te-a așezat pe el? Yeah. M-am pus așa pe un respar, așa pe să vezi, de alea. Iată, uite ce avem noi aici. Ia spune tu mie. Zic că să stau să sară planta asta, ne, să vedem ce zici despre ea. Da. Săracul bondar să pusă animalul pe el. Iată, uite. Am în cap ceva, dar nu sunt sigură și... Nu e sigură. Începe cu P? Cu P începe. Da? Ia. Plă. Plămânărică? Ia.
știu. Liceală, să scăldă de pace. Da. Uite ce faine. Asta e mai e cu, cum să spun eu, astea de două tipuri. Virosa și officinalis, știi? Uh-huh. Și uite, asta e cu, e fără petie. Asta e una cu petie pe ea. Uh-huh. Și asta de munte, mai în zona noastră, crește în mare parte fără, mai mult, e mai părosă, știi? Uh-huh. Și așa arată. Da. Florile pot să fie de la un roz, un roșiatic, așa, până înspre albastru. Trebuie să găsim aia rotunjor acolo, Ani, o vezi? Și asta e foarte bună, în special pentru boli de plămâni, pentru gât, pentru amidale, iar e foarte, foarte bună. E în un, cum să spui eu, e un cicatrizant și asta foarte, foarte bun. Aia rotunjoară, ce-am cules noi ieri. Uh-huh. Numai că asta e înflorită, știi? Mai tare. Nu. Se culege? Poți să și culezi dacă vrei. Uite la ea ce faină. Vezi-o? Urzică moartă galbenă. Uh-huh. Așa arată ea. Asta e foarte bună pentru infecții urinare de orice tip. Plăcerea ta, Firiceală! Ia uite, e ferigă, nu? Ce ferigă? Aia. Care? Ah, ia, și asta ce? Care? Ăsta. Aia ferigă, spata dracului, comestibilă, asta ne... Aia, și ce mai mă întreb tu ce e? Copacul, arbustul, copacul și eu, doamne, ar... Vezi să nu pui mâna pe el. Că înțapă tare. Are niște spini. Agriș, sălbatic. Da, nu știam. Da, da. Uite ce ferici frumos este pe aici. Uh-huh. Asta tine. E comestibilă? Da, da. Putem să o mâncăm? Poți să mânci. Așa cum e? Ia, nu pățești nică. Numai că e păros, o țâră, dă de pe aperi. Am dat cu frunze de tot. Și pereștea? Îți fac ceva? Nu, nu-ți fac nică. E bună, nu? De foame? Cum se pare? Un pic amărui e la final. Îți rămâne un gust puțin de tot amărui. Amărui? Astea sunt foarte bune, agrișile. Ce? Ba, pe cap am destule, dă-le pace. Cred că rășină? Ia, dă-i pace. Păi și eu când ai dat cu aia am simțit că mi-a... Ce bune sunt agrișile astea când se coc? Am acasă. Eu nu cred acolo că am mâncat agriș. Foarte bune. Îți verzi păroase și astea. Să coc așa spre gălbui. Uite așa acolo plămânăric, acolo din sus. O vezi? A, uite aici. Da, da. Mai multe, de fapt. Vezi? Brad, brad. E plin de muguri. Și sunt mititei. Hai dacă ți-e foame să mai mânci ceva, dacă vrei să mai mânci. Da? Da, da. Păi acum mai face și el. Uite așa arată mugurii de brad. Deci ăsta aici e brad. Până acum am arătat molid. Ia zi, hai că m-am te văzut, că eu mânc de ăștia. Ce gust intens are. De ce? Mugurașul de brad. Ia, e bun, e bun. E bun că e și dezinfectant pentru cavitatea bucală. Ia uite ce e aici. Da, știi ce e? Ăsta e ăla al iepurelui? Ia, ăla. Coada iepurelui. Iar am pus mâna. N-are nică. Măcriș. Măcriș? Da, măcriș. Mai în sus, un pic, dacă e sub lemn, mai capeți un fruct al unui arbore. Ce? Mamă, ce bun e acru! E bun, dar cum să nu fie bun? Mamă, zici că mănânci corcodușe verzi. Conține foarte multă vitamina C. Îl văzuși? Ce eu îl văd de aici, bată l ceartă. Pe cine? Pe fructul fagului. Ăsta de aici? Zis să-i acum. Ăsta de aici, da, nu? Da, poți să scoți. Ăsta face o sămânță înăuntru, știi? Din păcate, sămânța e plecată. Epa. Da. Și așa arată învelișul seminței. Am zis că sunt mai multe aici. Da, păi sunt multe, îți dai seama că dar face, când face, face o grămadă. Din, gândeași din zecile sau milioanele de semințe care cad în pădure, poate una singură să fructifice dintr-o copac.
Dar e foarte bun. Nu mai mă satur. Dar e foarte bun și de asta te strece. Mamă, ce bun e. Îți spui eu când îți foame mâna de asta de bubuie. Nu mi-e foame, dar îmi place că e acru. Te dea un ate, uite la tulpina, știi? Tulpina lui. Uite-te că e, nu știu cum se vede, uite așa. E viola aceea, vezi? Mov închis pe urmă, o ia spre, da, se deschide, da, spre alb, roz, mă rog. Și frunza lui seamănă cu trifoliu, știi? Ma. Foarte gustos asta. Eu tot timpul mânc. De fapt, am văzut. Numai că nu mânc eu, știi, că nu mânc, că nu-mi place că se aude pe filmare, știi? Când eu te zis careva că... Nu. E, na, trebuie să spun. Lumea, stai să vezi ce o să zic acum, că iar, Dana, trebuie să tac. Dar treaba lor, n-am eu treaba. Nu mai văd. Cu gura lumii. Mamă, mă ia de, dar e bun rău. Da, păi conține o grămadă de vitamine. Asta mai conține, de exemplu, nu poți să mănânci nici foarte mult, pentru că conține oxalați, adică oxalic, știi? Uite ce faină e. Hai să vezi ce fac. Ce faină că te-a apucat de păscut. Hai să vezi ce-mi fac eu acum. Nu știu, fac salată. Nu. Buchet. Îmi fac buchet. Păi ori mănânc, ori mai mănânc. Deci ăsta al ei se poate bea. Dar și aia mănâncă, că și aia e bună, tulpina. Nu pățări nică, numai să nu fie cu pietri, să nu mânci pietrile. Ce acru e? Ăsta al ei îl faci cu mojarul. Uh-huh. Ne-a luat mojar. Ai văzut? Am găsit unul cu 25 de lei de piatră, de marmură. Ăla pe care l-ai luat de Crăciun? Da, mi-a atâzit la frate meu să-mi ia unul de la... Că eu nu capăt în zona mea aici să-mi iau unul de la bun, știi? Asta e la 1,5 milion, de la special, fain. Și... Asta n-ai zis. Mi-am luat eu unul de ăsta acum. Și vreau că ce se întâmplă? Când folosesc, de exemplu, metale la plante, am observat că oxidează foarte repede și schimbă structura. Știi? Adică compoziția chimică. Cine face chimie acum știe mai bine ca mine. Eu. Da, da. La chimie am fost plecat departe. Tu vorbește că mănânc. Nu te-am lăsat fără mâncare. Nu-i nimica. Și asta nu se consumă mai mult de 100 de grame pe zi, știi? Maxim 150 de grame de... Dar n-a pus să mânci atâta. Gata, nu mai mănânc. Du-te că poți mânca, dar gândește că trebuie o pungă de el să mânci. Da. Dar cât e de usor? Asta cât să aibă? Nici 0,0 nu știu câte grame. Mă, dar cât e de bun. Mm-hmm. Și din ce mănânci, din aia mai mânca? Păi bun, foarte bun. Oba. Vezi? E cald aici jos și uite ce fain e, dar coloritul lui, vezi, e altfel. Zici că e împodobit. Da, e de un verde, ornamente. Vezi că e tânăr, e foarte tânăr, așa e când e foarte tânăr mugurul de brad. Ăsta e brad. Brad, da. Ăsta se face pomul de Crăciun, dar pe săracul ăsta lui... Nu, așa au crescut el, nu prea are forță aici între copacii ăștia. Uh-huh. No, și ăsta e molid în față, vezi? Asta e creanga lui săracă, da, a intrat, da, pe dedesubt. Da, pe cum poate și el. Ar trăi și el, n-are ce face. Da. Florile lor? Da. Astea sunt florile, vezi, așa arată. A care trebuie să se desfacă. O parte desfăcută, uite că asta a și picat. Dar nu sunt prea multe, ce faci, în burs? Păi eu la vale. Ia, stoporașul dacă... Vezi? Și uite, ăsta e fructul aici. Asta deja o legat. Da. Nu. Ai văzut cum am cules noi? Cu tătul când îți coapte. Și e foarte bun ceaiul ăsta. Foarte bun pentru diabet în special. Și pentru ochi fructele. Am făcut noi la blender. Cu lapte, da. Cu miere. Cu lapte, cu miere, cu de tăte. O bunătate. Nebunie. Păi s-au dus afinele, ce crezi? Cred că mai am... O, din aia, atât. Mai am și eu câteva. De când am descoperit-o, la câteva, câteva. Ciupercuțe mici. Mare de care or fi. Vezi? Uite-te. Nu știu de care sunt. N-am văzut în viața mea așa ceva. Du-te tu de aici, n-ai văzut tu. Auzi ce mă păcălește. Sunt proaspete. Sunt crude astea.
hocă pleacă. Eu nu mai pot să miros nimic, că mâna mea miroase a rășină. De brad. Ia? Mhm. Pomitopsis. Vezi ce fain. N-am avut curaj să zic. Nu? Vezi că poate nu e și iar fac de rușine. E amară? Uai, amară, acră. Da? Da. Și amară și acră? Da, da. Așa ziale. Să gustoare? Gustă, că nu muri, nu teme. A, nu că mur, dar să nu rămână gustul la... Numai să nu zrup dință. Cum e? Pilin. Mamă, e zemoasă. Da, pe scrudie. Asta e tânără, nu-i? Uite-te le luăm? Le iau, dar cum să nu le iau? Așa. Pune-le acolo, în ghiozdană. Uite, mai e una acolo, dar... Care e mai crudă, e bun. E mai veche. Dă-i pace, că am destule. Dana. Ai văzut ce am acolo acasă? Da, tu ai? Ioi! Nu uită-te după ăsta cât o curs. Capul meu! Nu, e unde cură, vezi? Ia uite sus acolo, adică cât o e. Vezi unde cură? Acolo se sui, vai de capul meu, că acolo e jumătate de kil. Mai iau de aici. Ia, ia. Ce frumoasă e aia de sus, aibă. Am mai sunt proprietăți pe aici, ce iau oamenii mai. Ce brăduț frumos. Da. Cum? Muguri. Încep de acum încolo. Încep să fie. Așa că e fain. Nu, mie nu vine să cred unde suntem. Crede-mă. Rai, nu altceva. Mă gândesc pe telefon, îți filmez așa de fără. Oh, și ce vezi, se vede acolo geamă. Da, super. Firiceală, cred că dat de apă pe aici, pe undeva. Am dat de pădurea de fac, acum controlăm la ciuperci. Să vedem dacă găsim ciuperci, Dan. Da. Găsim noi ceva butură pe aici, Anii, nu se poate. Nu se poate să nu găsim noi. Ce liniște ai, mă, omule, mă. Uite, întreb de firiceală și iacă-te-l pe firiceală. Hai, bă, unde ești? Hai la moșu aici. Unde? Ce mai găsești? A, vacă, cred că. Așa cred. Da, e de vacă ăsta. Da? De căprioară e altfel. A, uite, e și pe celălalt. Da, da, da. Cred că vacile care păi iau... când n-au de lucru vacile, vreau să-l îmburge. A, și pe ăsta, iau. Da. E plin și ăsta. Păi, aici, știi de ce stau acinii le place? Uite, baliga, vezi? Da, excrementul. Și le place aici cine stau la umbră, da, pe timpul, mai ales pe timpul verii. Auzi. Prinde-o, prinde-o. Uite-o. Da, e deasupra noastră. Uite-o. Ce e? Gaia. Ea e Gaia? Da, da. Super. Auzi, hai să coborăm un pic mai jos, că suntem prea sus pentru ciuperci. O să ne băgăm sub drum, știi? Deci noi trebuie să mergem acolo în jos?
mai așa pe pădure zigzag, facem, zic, avem vreme pe aici, să ne plimbăm în toate părți. Trebuie să căutăm buturi. N-a că mi-am pierdut eu prietenul acolo. Ți-l cerduși, o bată-l ceartă. Vezi, ne uităm pe buturi de alea așa mari, le verificăm foarte bine, pe alea trebuie să găsim ciuperci. Dar uite că au pus gard aici. Pentru vite. Aici mai de mult la noi, știi cum era treaba? Într-un an se făcea, într-un an era imaj și într-un an țarină, știi? Într-un an pășteau cu vitele, să înțelegi, într-un an nu pășteau. Ca să se refacă... Da, 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 da. Uh-huh. Să aveau, să aibă de unde e cosă, știi? Da, da, da. Păi cred că poți să bagi asta, nu mai cu... Ce? Culegem din asta, nu? Că... Mai culegem dacă găsim. Nu, nu, nu. Acum ne uităm după ciupercuții. Mai culegem, mai culegem. Și că e o caracatiță. Da, bătrânii, păi bătrânii n-aveau drujbă. Tăiau cu securea de sus și apoi el tot dădea lăstar și tot se tăvăcea în lături, știi? Și de-aia rămâne buturuga asta mare. Și apoi rămâne și-o făcut aici, ne... adăpost pentru ceva animal, vezi? Uh-huh. Da, nu, no, acum... Ăsta trebuie o drujbă să-l tai. Imens copacul. Încetul la picioare, ai grijă că e umed, deja se schimbă zona de fag. Ramurile... Ăla, ai ce lua în brațe? Că vezi cât e, cât ești tu, că ești mă un pic, ca și el cât e. Da. Uite-o și trebuie să iei în brațe și te încarcă cu energie. Du-l acasă. Da, dar ce moale e, care muște e. Du-l acasă. Cum a zis? Îți luași tăt, de pe aici? Cred că da. Da? Brișca am băgat-o. Bun. Eu nu luai, că mi-e stăte bine la mine. Nu de aia, dar după aia trebuie să ieșim și apoi ne dă de lucru. Eu un punct e cheie, cam stau și cam am, mă caut să văd ce am pe la mine, telefoane, ce mai am, camere, obiective, bolunzănii de-a mele și cam să mai întâmplă să mai pierd la ele, știi? Și apoi după aia trebuie să umbli după ele, de saturi, de Doamne ferește. Da, aici, ne. Pipa ce încolo meară. Nu, 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 nu. Hai că noi ne băgăm în sus, mai rămân jos. Dar chiar, Adi, pot să-ți fac. Ce să faci? Facem. Ce? Să bem un din ăla, diseară. Adică diseară. A, din ăla cu ea? Da. I-a păcut și lui Rodi și lui Nicolae de acolo. Da, păi bun, e foarte bun. Bine, că ție poți să-ți fac cu lapte de soia sau lapte de pus. Lapte de pasă. Lapte de pasă, da. Lasă-mă că am încercat să fac și eu lapte de pasă. Și nu ți-a ieșit? Măi, Adi, știi ce s-a întâmplat? Mi s-a tăiat ăla. Cred că l-am fiert prea mult. S-o tăia spuma sau ce? Ai sau laptele? Bați ouăle spune. Ah, știu, știu, știu. Ia. Yeah. În lapte. Păi când fierbe laptele, pe atunci. Ia uite, ăsta e de căprioară? Ce să fie de căprioară? Tăi că eu apucai pe sus. A, da, da. E ciută. E ciutică, de-aia mi-e mică. Da. Ce ți-ai după corne? Da. Nu, no, niciodată nu se știe. Ai văzut tu cum ai făcut? Da. Eu pățesc multe. Asta iar e la apă, de de puneva. Super fain, nu? Nu, vezi? De câte ore suntem? Că suntem de mult pe aici. Hmm? Am zis că de câte ore suntem? Că suntem de mult. De 3 ore, 4. Era 12. 12 și ceva.
Drăguț pitici. Asta adevărată viață. Da, nu plimbate prin mori. Așa-i? Plimbate prin păduri. Pădurici. Te uimește câte ceva. Da. Hai că ne prinde noaptea aici, hai. Ne prinde noaptea în pădure. Mamă, ce mare asta. Vezi? Ai văzut-o? Da. Iască. Fomes fomentarius. Vai, da, mai cade așa singură. Lovită de... O căzut cu pacul și o sărit de ea. Din copac. Păi eu dacă mă duc în ritmul meu, dacă mă duc în ritmul meu, eu sunt cea mai pădure și tu ești după ce. Nu, no, eu stau după tine, nu, Doamne feri, eu mă duc repede. Păi nu văzuși că când stătești tu acolo, ai făcut o tură de, făcut jumătate de pădure. Te mă întrebași că a apărut în altă parte. Eu mă duc așa în ei, numai nu. A, când am curățat eu văzut. Da. Ei! Ha, acolo ești! Aici! Nu, nu, stai acolo că vin în jos! Ia să meargă în față numai! Ui, ce pantă-i pe aici! Măi, omule, mă! Ia-te, uite ce traseu e aici! De cer! Cerbișoare. Hai, domnul Firiceale, și cu Dana pe acolo. Hai, tu stres. N-are Firiceale stres. Opa. Unde e Dana, bă? Mai în jos? Un burda Firiceală. Nu, no, vezi? Pune cu sărăm noi. Exact cum ai zis tu. O luăm așa și ne întoarcem așa. Dar cum ai știut? Doamne. Am busole. Păi ești GPS. Direct. Am făcut un mare cerc aproape. Deloc suntem unii în cercul. Și noi am venit aici, ne. De acolo am pornit, știi? Da. Am venit pe la Clăi. Mi-am mai putem băga în pădurea asta, dacă vrei. Să o facem, n-are rost să coborăm, știi? Uite, și-am fost acolo, ne. Acolo ne-am oprit de-am mâncat o banană. Da. Și-am băut apă. Da. Uite, și aici o păpat. Am dat o țâră. O țâruc, o țâruc. Da, vezi? Chiar sus, la cota, acolo e 1000 sus. Nu. Vezi? Pădurea nu e înverzită de fel. Uh-huh. Ce diferență e? Da. Și chiar cum te bați sub 1900 aici, deja ne. Pace ne-i 800, pune-vă. Deci noi am mers pe acolo, am ocolit șura aia. Da, pe acolo în sus, prin pădurile alea, pe dâmba, am vin rotă. Am umblat un pic, a? Ia stai așa să vedem câți. Opa. Aici e 854, văd că.
855, unde stăm noi. Vă spus că e 800, 800 și jumătate, vezi? Am o aplicație de asta, de un altimetru offline. Și adică după ăsta mai porc cu mine, mai știu zonele. Da, e super. Da. Și am făcut, cât am făcut azi? Nu știu. 1400 pași, puțin, da? 6 ore și 20 de minute să te rog. Puțin. Dar pe o fafă 40.000. 5-6 km. Cât? 6 km. Chiar că puțin. Păi asta vară am făcut și 20. Mai știi? Ia. Yeah. Bine, tu cu noi, că tu singur faci. Oho. Mult mai mult. Pauze, am stat yeah. Și urea. No, păi stai și... No. Uite, mai vei ceva? Acrișor. Iohu, stai cu minte, nu mă băga. Dă cu mine de pământ, vezi? Uite, piticanile, da. Dacă pui degetul, de exemplu, sau arunci ceva, imediat intră în panică. O să mirosul, știi? Uite, un con aici. Mare mușor. Da. E da, mare, nu e prea mare. Uite cum cara asta singură, vezi-o? Ne. Da, da, da. Ia. Sărace. Culcuș de porc, el a rămat acolo. Cred că și dormit. Da? Da. Păducel. Vezi ce mic e păducelul aici? Bă, da. Uite, deja au intrat în alertă. La noi deja s-au dus și florile. Da. Asta dacă ți-am mai spus, uz un băț din ăsta, pe aici, ne, îți produc acid formic. Adică urina lor trage a da. Acid formic. Eu am pus-o pe limbă și acrișoară. Da, e bună. Ce să fie aia? Sunt frunzele astea. De paltin. Uite. Da, frunze de paltin. Câte flori are și ăsta, mamă. Da, și mă uitam după un conuț. Da, și eu mă uitam și nu vă zic. O grămadă are, vezi? Ți-e plin. Depinde, că au avut poate anul trecut și nu mai face anul ăsta. Cam pe aici nici, uite, după conuri. Pe aici așa, pe interior. Vezi cum îți crescute nici ăsta. Mamă! Îți spuse că dacă bate un vânt tare într-o zi de asta călduroasă, te spari pur și simplu cum te nădușă. Eu am mai arătat pe clima, nu se prea vede bine. Vezi? Na, polinizare. Te faci alb. Ca și Moș Crăciun. Da, zici că e făină. Iar nu mai zis aici. Hai să meam. Hai bă, băiatul bă. Hai că intrăm puțin mai pe jos, că îți schine aici. Noi aici, uite așa aici, ce pădure frumoasă, superbă. Una și una. Cu copaci, unul și unul. Dana, coboară. Coboară că e rău aici, n-are rostul meu acolo. Te prăpăs, cum să spun. Nu, 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 în jos, chiar în jos te bagi. Da, da. Poți? Vezi? Ea se mai face și pe... Și pe foioase, știi? Asta, fomitopsisul. Uite ce frumoasă e! Da, și unii câte-s aici. Oh. Uite-te! O grămadă! Până acolo în capăt. Au.
Mult, mult. Și noi trebuie să coborăm? Trebuie să vedem până sărim. Ăsta e baiul. Găsim noi pe aici, Anidan. Uite, ne îndrumă domnul Firiceală. Cum să nu ne îndrume? Hoi, hoi, hoi. Paci, paci, mai reușim. Sărim pe colea în vale. Uite, asta ce faină. Foi la un tișor. Mamă. Ce gras e. Hai să luăm să punem la salată. Vrei? Nu, no, că e bătrân deja. E bătrân, da. Nu? Da. Eu când l-am adunat, am trebuit și de multe. E bătrân, am. Mamă, dar ce gras și frumos e. Nu mai știu unde a fost. Acolo, dacă nu filmam casa asta. Nu, aici am coborât noi. Da. Noi ne-am plimbat pe acolo, Dana. Asta e clipă canal, am filmat casa. Două case aici. Da. Alea, stai acolo. Aia și mai era una. Alea. Eu am stupat aproape. Mai stai asta, numai aici. Mamă, ce a crescut de atunci? Dacă vrei să mergi până acolo? Cum vrei tu? Vezi? Atât a crescut. Atât a crescut de anul trecut, da. Vai. E filmarea pe canal, uitați-vă pe canal. Când am fost cu tine și cu Marius și cu Andrei? Aici, no, cât a crescut? Mamă, nu vine să cred. Cel puțin, nu știu, 1,5 metri înălțime. Prea repede crește. Păi în ritmul ăsta... Până am auzit, noi am mers pe după frasini. Da? Ia. Omul ăla nu și-a plouat nică din casă. Ce știi că era o familie care stătea acolo? Hai să mergem până acolo. Noi am mers, auzi, aproape pe ăla, stâlpul ăla, am mers pe acolo, nici, Dana. Și am intrat înăuntru. Dar uite, aici în spate era o coșniță de aia veche, de stuf. Și vreau să mă interesez, să văd dacă e, dacă pot să o iau de acolo, știi, dacă mi-o dă. No, ce să mai e, că nici. E dezastru. Că am vrut să fac un stuf de ăla, știi, am fac eu unul acasă, nu-i problemă. Așa, de model, să fie frumos. Haide, ții minte, ne-am băgat în beci, am filmat beciul pe jos. Clipul găsesc pe canal, vezi că te-am plâns după mine. Haide zilele mele. Băi, omule, bă. Bucătăria o dus-o, Dana, de aici. O stricat-o, știi, atunci. Haide zilele mele. Și fântână, ne-am uitat la fântână. Bă, dar pe multă putu crește. Multă putu crește. Incredibil. Aragazul, da, de ne uităm. Da, da. Deci pe canal apare. Nu, la asta nu mai intri, e gata. Deci numai chiar o să mă uit din nou la clipul ăla. Da, numai uitați-vă la clip. O să-l postez eu în link, o să-l postez în descriere. Să-l vadă lumea. Bă, nu-ți vine să crezi, mă, pe acolo ne plimbam noi. Dar am mers până acolo, Acolo erau încă o casă, dar numai zidurile. Zidul. Tot așa ne era făcut cala asta. Îți dai seama? Până 3 ani de zile o să fie pe acolo, ne punem. Până din sus. Se poate face nimic să nu mai... Păi ăsta o să cuprindă cât până la urmă din zona asta? Uite, mai este o casă acolo dincolo cuprinsă. Trebuie să mă duc până la aia într-o zi. Aia să mă duc să vedem dacă pot filma acolo. Nu știu sigur, dar mai pot intra la ea. Măcar rămâi pe canal. Și bine că le salvez eu. Păcat. Ce? Putea să le iau așa și să le mut de aici, să le salvez. Și copacii, și casa, și tot. Da, păcat. Și fântâna. Da, pe câte sunt îngropate, dacă, nu, să, gândește-te câte sunt îngropate așa.
Acum ați 20 de ani, dacă m-am bucat de filmajul eu. Ce fain era. Cât erau aici? Aveai teleenciclopedia. Ai de capul meu. Dar ce loc frumos aveau aici. Super fain, nu-i? Mai are mâncă toți. Nu știu cum ne mai rabdă Dumnezeu. Ce să facem? Asta este. Pare nu știa cineva astea să le bage la foc. Lemnile? Da. Dar nu mai știa cui e locul, a cui... Nu mai știe nimic, știi? Nu știu, Matei. Unde? Da, da, da. Păi e un... ceva fântână, pârâiaș pe aici. Ce fain a fost că am filmat și aveam alea acolo. Tăce ce a fost pe acolo pe jos. Da. Acum... e gata. Deci clipul o să-l găsiți în descriere, pui, și în comentariu. De ce mă uitam și nu vreau să cred? Cât ori fi aici jos? Nici nu pot să-mi imaginez. Să-l poți seca cumva, să-l poți lua. No, și uite așa să găsesc de lucruri peste cine știe, peste câte sute de ani. Sau mii de ani să capătă să sepe pe aici arheologii. Da. Exact. Așa dispare un sat întreg. Și aici e și conservat. E, în apă îți rămâne așa, conservat, e frumos. Nu știu. Văcuțele. Da. Uite peisaj, uite liniște. Uite. Și s-a ales praf. Hai să mergem. Cum? De câte ori vin să văd asta, mă întristează. No, până nu-ți place, la nimeni nu-i place, îți dai seama că... când vezi așa ceva. Păcat că era o super zonă, nu altceva. Se vede că a fost... Da. Foarte faină. Uite o gaie ce faină, de aia mare. Și îți dai seama, Dana, într-un an de zile cât o crescut. Deci nu vine să crezi. Dacă n-aveam clipul, nu te dai seama. Da. Și gândește, de aici, mei pe acolo roate, părțile alea pe acolo. E imens. Ăsta de să rupe și turda o mătură. Și turda o mătură cât e de mare. Cât apă în spatele lui aici. Apă cu steril și cu... Da. Ia, păcat. Uite ce frumos se vede și de aici. Da. Super. Aici e curmătura, partea asta. Și coborâm acum în hădărâu. Ce frumos e! Hai că priza așa nică de-o zi de asta e super, super. Nu mă așteptam să avem noroc de zile așa frumoase. Ce vreme! Dar e și păcat să stai în casă pe vremea asta. Aici au făcut o troiță. Da, era când am venit noi, nu? Nu, acum a făcut recentea. Să iasă și la cruce, aici vin sfințesc. Vezi? Hai de tăte. Cea mai frumoasă țară. Da, ce vrei. Nu, păcat că lăsăm să vină alții. Dar n-avem noi ce face, asta e bai. Ba da, avem și noi ce face. De exemplu, oamenii de aici din zonă care au case de vânzare să nu mai vândă străinilor. Să vândă doar românilor. Ăsta ar fi un pas. Dar vine străinul și dă bani mai mult. Păi aia e, că omul pentru bani nu-l mai interesează, că străinul poate peste câți bani. Da. Păi aduce, te merge firma aici, te merge, începe să sapi, să facă și să dreapă. Nu știu. A văzut tu ce se întâmplă. Da. Vine și spune teren privat.
Da. Ai văzut? Da. Că spusei, unii aveți teren privat, acolo e de străin pus. Nu de români. Că noi nu punem pe aici, pe la noi, în zonă, teren privat sau... Îs din Occident, din părțile alealte, aduci, cine știe pe unii, pe ce zone. Vin și planți să își cumpără locuri, omul le vinde. Și te capezi că nu mai poți să mergi pe terenul ăla, știi? Da. La noi n-ai nicio treabă, poți să mergi, poți să... Nu ți-o interzis nimeni, dacă nu-i faci rău, dacă nu te duci să-i dai pădurea, dacă nu mergi să-i strigi ceva sau să-i dai foc sau... Niciodată nu zici nimeni să nu treci pe ăsta loc sau... Și așa mi se pare frumos. Da. Da? Hai, nu, asta e, n-ai ce, n-ai ce face. Păcat. Și ăsta e satul Hădărău. Trebuie să mai schimb și viteză. O parte din el, că e mare, destul de mare. Îți place și pe aici? Da! Ui, ce căsuțe frumoase! Da, Tiriceală! Foarte frumoase casele. Biserica cea partea asta la altă. Uite ce liliac și alb și de la... Și asta am vrut să zic și eu, da. Și alb și eu. Foarte de la alb, biserica cu cimitirul lângă, cam așa e specific pe la noi pe aici, pe zonă. Mamă, ce... E mai șes, e mai deschis ca la noi pe vale, ca la noi și Valea Lupșii. Trece pentru curent electric. Da, da, da. Te trezești dimineața să vezi peisajul ăsta așa când îți vei cafeluța cum e. Păi de ce treci partea asta e în sus, când te treci în mușca, poți să treci. Da, și aici e frumos teren. Nu m-am interesat dacă sunt de vânzare pe aici. Fain aici, partea asta, să zi un teren, e foarte fain, cu casă. Uite și aici ce frumos. Și ajungem la râul Ariaș. În livadă. Da, livadă are... Dar e livadă tânără, ai văzut? Da, multă nu plantat acum. Erau mititei. Uite și aici ce frumos e. Foarte frumoase casele. Și Ariașul. Care din păcate, uite ce e în jos ce-i. Aoleo, și în pomi! Și în pomi, eu, nu pot să arăt că nu. Vai de capul meu! Și un firiceală pe drum, dă te vă... E bolnav, ce-i fac, mă, e bolnav, săracul, cred. Și ieșim în DN. Aici e comuna Lupșa. În partea... dreaptă-i... Piatra de la Mărgaia, aia care se vede în față. Pare frumoasă. Nu mai vreau să plec acasă. Vreau să rămân aici. O saltă unde vreau. Auzi la greier ce cântă, nu știu dacă se aude. Da, da. Îți curios cum se aude sunetul. Minunata comună Lupșa. Cum? Chiar se aude tare greier așa. Da, ascungeam un deschis de azi. Și ajungem în centrul comunei, unde puteți vizita Muzeul etnografic. Intrăm la maică-mea? Da! Pamfil Albu. Da, Pamfil Albu. Stai să văd cu o mână, o pobă, da.
Poți. Dacă cu dreapta n-am prea condus. Nu? Așa. Perfect. Perfect. Și ne-am oprit. Și ai trebuit în valea lupșii.